Nu. Crezi că ești mai vulpe decât tine. Ai fi vulpe. Da, cum ai, mă? Bună dimineața, dragilor. Ia uitați ce e la Brașov. A venit iarna din nou și nu-mi place. Nu-mi place deloc. Ninge. Bună dimineața, Marc! Nu, niciun bună dimineața. Să pregătesc micul dejun Selenei, că este 9 fără 20 și mi-a spus că este foarte foame. Mi-a spus că este foame și s-a trezit la 6:30, dacă vă vine să credeți. Și m-a făcut cu nervii și a dormit cu mine și Marc a dormit cu tati. Marc, tati n-a dormit de Marc deloc, că... Na. Doarme urât. Dar bine, nu înțeleg de ce doarme el așa de urât cu soțul meu, că cu mine nu doarme urât. Și mă apuc să-i fac ouă de prepeliță, să le fac. Marc mănâncă cereale cu lapte. Și eu pun de obicei un strop de ulei. Dau focul mic. Și așa-i fac ouțele astea mici. Asta s-a spart, din păcate. S-a trezit la 6. Ia uzi-o. Da. Prezunție perfectă. Bravo, dragă, bine. Am spus că berzele se întorc mereu la cuiburile. Cum se spune? Cuiburile. Cuiburile lor. Da, acum. Mai dau, stai să sparg ouțele astea. Și s-a trezit la 6:30, că ei e foame, să-i dau apă. Prima oară i-am dat apă, apoi că e foame. Zic, Sele, e 6:30, mamă, mai avem o oră jumate până să ne trezim. Ce naiba, lasă-mă să dorm, că mi-e somn. Într-un final s-a mai învârtit, că ea are nevoie la toaletă. Se duce la toaletă, vine și aduce telefonul, stă pe telefon. Dăduse, ia telefonul acolo să asculte. Și zic, te rog frumos, momentul ăsta ai plecat din cameră, te duci în cameră la Michi și stai acolo pe telefon până nu mai poți. Păi nu strica somnul, lasă-mă să dorm, că nu mai pot de somn. A plecat ea într-un final și acum a intrat online, bineînțeles că la online face cum face ea de obicei, că puțâie ușile alea de... Na, n-ai nicio treabă cu ea, nu, online nu face. Chiar a zis și Bogdan că mai bine făceai online. Toată ziua fuțâie ușile alea. Am nevoie la baie, am nevoie la bucătărie, mi-e foame, mi-e sete. Vreau aia la altă. Și de-abia acum reușesc să-i dau micul dejun, că până ne-am învârtit pe aici prin casă, până a intrat ea la online, până m-am dezmeticit și eu un pic. Ea când era plecată la... școală, îi făceam sandwich-ul și mânca acolo, nu mai aveam eu treabă să-i mai pregătesc mâncare de... Dar acum o luăm din nou de la capăt, 2 săptămâni. Hai să vedem cum fac să le împart. Am pregătit să le ne-i micul dejun. Crii de la balon, mama. Bravo, mă. Stau să vorbești cu tata. I-am pus și lui doar ou, că el nu vrea nici un când, nici ridiche, nici ceapă. Castravete nu am. Dacă vă întrebați de ce sunt așa deasupra ouăle moi, așa le mănâncă Selena, ei așa îi plac. Deci ea cu soțul meu și cu Marc așa mănâncă ouăle moi. Eu le mănânc ori între, ori tari. Depinde cum am chef. Și îi duc și o căniță de lapte. Și să mănânce și ea cum poate acolo. Pe repede înainte. Să-i face. Îi zic lui Marc, vrei ridiche? Dar el, nu mănânc. Nici Selena nu mănâncă ridiche. Am face ea ridiche, că nu-mi place. Dar eu știam că ea mănâncă ridiche, dar chiar mă mir cum de nu vrea. Iubire?
Ce vrei să-ți facă mama să mănânci? Totou? Sau ce? Ochi, da. Bibite. Ai mai găsit una? Da. Era bibite. Bună! Bună! Dar și e ninja, voi. Da, a plecat. Da. I-a vandalizat-o. Pe caguma. Nu știu ce să pregătesc. Ia să facem ou. Arunco la gunoi. Prăpădito. Prăpădito. Care ești tu, prăpădito? Ia, hai, bagă la gunoi. Scoate gunoiul. Ah, de mine. Scoate gunoiul. Să mă apuc să fac. Dar și eu mănânc. Pot să facem cafeaua. Mama, tata, ia uceața. Ce-a făcut tata? Tata, ia uceața. Dacă tu nu le mănânci, ce vrei să le arunc? Da. Auzi, nu înțeleg de ce tura asta pică paștele pe... La diferență de o lună de paștele nostru, paștele catolic, chiar nu pot să-mi dau seama de ce oare. Lasă, nu te mai miră. De ce să nu mă mie? Păi înainte era la o săptămână și acum e la o lună? Cum e posibil așa ceva? Asta mi se pare că se întâmplă odată la câțiva zeci de ani, chestia asta, nu? Cum e? Marc se duce numai după taxul și întreabă, ce te duci, tata? Ce faci, tata? Unde mergi, tata? De ce ai oprit trenul, tata? De ce mi-ai oprit leu fiind Madagascar? Vreau să mă zic, mă simt, tata, așa. Ia să punem să facem și noi. Îți mai fac ou? Cielea patru ouă astea, nici pămățea nu te ajung. Da, tu faci tot doar unul. Păi unul îți fac, nu-ți fac mai multe. Un ou, unul singur. Un ou singur. Uite, îți dau niște urdă să mănânci. Un ou lui și un ou mie facem. Acum am pus un ulei un pic mai mult. Că, na. La mine e nevoie să-mi dau un pic deasupra, să nu fie chiar așa moale. Mini, și ție îți dă mama mâncare. Imediat. Imediat îți dau și ție mâncare. Uite, scot conserva din frigider. Nu mai știu ce mâncare să-ți mai dau, că m-am săturat, că și conserva asta că ți-am cumpărat-o și nu ești deloc încântată de ea. A rămas să mănânc singură. Singură a rămas să mănânc. Haplea a halit tot și a plecat cu cafea în cameră. Eu am stat de vorbă că a venit mămica la o fetiță de la serie din clasă să-mi aducă caietele. Că le-a luat de la școală, că dacă e online nu ăsta acum. Și a rămas să mănânc singură. Mi-am pus ou, mi-am prăjit niște mușchi, urdă.
beau cafeaua, mănânc, mă apuc să-i dau și luminii, că nici nu i-am dat săraca și ei. Și apoi să mă apuc de curățenie, ceea ce pe vremea asta și la starea care o am, nu am niciun chef. Deloc. Dar, și că mă ajută soțul meu. Ia uite, mă. Uite ce a făcut asta pe covor, numai gumă. Cine? Mini. Pe covorul ei, numai gumă de, din aia de șters. Mini, trebuie să-ți dau una după cap, auzi. Tu, fată, tu, dar ce tot ronță gume și ce prins tot timpul? Tu vrei să te îmbolnăvești? Vrei să te îmbolnăvezi? De ce iei și mănânci gume și prostii de alea? Și fân mănâncă, tot ce prinde. Hai să-ți spun și ție conservă din asta. Uite cum se uită. Nu prea te încântă, că altfel erai cu boticul aici deja. Da, nu știu ce mâncare să-ți mai dau, tu, fată, tu. Aia nu-ți mai place, aia nu-ți mai place, nimic nu-ți mai place. Ia, hai, să vedem. Mănânci? Nu mi-ai dat nimic să vezi cum o să... Da, păi nu vezi că și boabe nu mai mănâncă deloc, mă, eu nu pot să-mi dau seama. Nu-i bună, Mini. Hai, mănâncă aia, dacă mai vrei, îți mai dau. Că dacă văd că ești așa sictirită de mâncare, de asta, dar dacă ar fi să-i dau din ăstia ce mănânc eu sau altele, vai da ce-ar mânca. Vai da ți-ar mânca. Uitați și voi câte rufe am de spălat. Am coșul plin, punga aia ce a adus soțul meu, niște perdele de la camion, un covor, haine și haine și o pătură. Se spală acum, intru în curățenie, acum la baie. Și mă rog de soțul meu să meargă să ia pâine și nu vrea să meargă. Puturos, mare puturos. Puturosule. Pa, pa, pa. Pa. Să mergem pe aici, că ieșim la H&M. Mergem să-l schimb pe ăsta. Se ascunde. Auzi, mă? Haide. Dragii mei, eu mai înainte am terminat treaba cu baie, cu tot. E 7:30. Sincer, nu știam ce să le mai dau de mâncare. Pentru Marc am făcut un sandwich din asta la aparat. Marc, hai la masă! Și pentru noi o să facem pâine prăjită cu unt și cu parmezan să mâncăm. Le-am spălat și de acestea, ca să n-audă el, că după aia nu mai vrea să mai mănânce mâncare. Și uite, ți-am făcut aici sandwich. Îți dau și un actimel? Da. Și ketchup. Și ketchup îți dau. Îți dau și ketchup, stai. Așa. Vrei să te uiți la Blue? Bine, imediat. Asta l-am făcut curat, după cum știți, eu am fost plecată ieri. Nu e iute. Am fost plecată ieri și nu am mai făcut luni. Stai că-ți dau. Și am făcut astăzi, marți. Așa, mai am și o tură la uscat de rufe, că să le împachetez și pe alea. Uau, l-ai văzut! Îți dau și căpșunile, da? O să-ți dau și căpșunile, ia să vedem noi pâinea asta începe să se facă. Aici am pus niște pulpițe la dezghețat să fac mâine la cuptor cu cartofi și o masă am aranjat-o pentru mâine, mai trebuie să mă gândesc la o masă. Aici am pus siropul ăsta de bra pentru soțul meu, că îl apucă tusia și să ia sirop. La noi tot ninge și e vremea urâtă. Sally se joacă. Trebuie să facă și baie. Mai încolo.
E fierbinte, Marc? Nu e fierbinte. Nu e fierbinte, e bun? Nu, că pe mini. Pe mini o filmez. Nu pe tine, aoleu, că mi se arde pâinea. Mi se arde pâinea. Așa. Mie așa îmi place să-mi fac pâinea prăjită. Nu mai stau cu aparatul ăla care l-am avut. L-am măritat. Face un pic de fum, că na, e și normal, da. Se duce el fumul. Trebuie să mă usuc și la păr. Și astăzi la fel am muncit o grămadă, după cum știți, când am zi de curățenie. Puțin. Sunt atâtea de făcut. Dar mă bucur că am terminat și... Ce faci? Ce faci, bă? Ce mai vrei de la mine? Iubire! Vreau să mă flocoșești și pe mine, că nu mai mă flocoși nimeni. Vrei eu? Tu, că nu mai mai iubi nici Selena, nici Marc. Marc mă bate, mă ceartă și vreau tu. Ieri mi-am tus bărbatul, uite ce freză faină ți-am făcut. Păi da. Și că m-am dus și eu să mă iubească soțul și ia uitați. Noroc că ăsta îl bat și cade ăla jos. Arsura. Ei, nu mai trebuia să vin să mai o iubești. Ia să le iei să spui să mănânci. Ia la mama și tu și papă. Cu lingura ei să... Cu lingura, cu lingura. Spui în lingură și ei. Haideți să vă arăt ce am cumpărat de la H&M și de la firma asta. Nu pot să o pronunț. Pentru Marc am luat două căciule așa. Mi-au plăcut culoarea, materialul și... Mai avea căciul, dar unele au rămas mici și tot am căutat în ultima perioadă căciulă și nu mi-a plăcut nimic. Selly și-a cumpărat o pereche de pantaloni cu 30 de lei. Da, imediat iau. Foarte fain și materialul și modelul, tot. Îmi place culoarea, îmi place ca o talie înaltă. Așa. Și ia să mai vedem aici. Bluzița asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Asta cât a mai fost? 25 sau 29? Ah, 35. 35, 95, 3, 35, 95, 34, 95, 35 de lei. Dar îmi place foarte, foarte mult. Și ăla e, da. Și restul sunt din H&M. Hai să arătăm. Asta e o bluză subțire cu unicorn. Asta e, să vedem cât a costat. 17 lei, e foarte frumoasă, pereche de pantalon care mi-a plăcut și mie și ei foarte mult și culoarea, un verde fosforescent, nu știu cât a mai fost, 40 de lei, și ăștia mi-au plăcut foarte mult. Nu știu cât au fost. Tot 40 de lei. Se vede foarte tare diferența între calitatea din H&M, C&A și magazinele astea care sunt mai scumpe. Se vede cusătura, se vede materialul. Nu se compară. Dai bani mai mulți, dar e un lucru calitativ. Și spre mirarea mea, are prețuri acceptabile în comparație cum era acum câțiva ani H&M. Mergeam și eu la început și luam Selenei haine de acolo, dar mie mi se păreau foarte scumpe. Acum ori are reduceri, ori nu știu. Și trebuie să mai merg, să mai văd. Așa tot 40 de lei și îmi plac foarte, foarte mult. Da. Da, și din asta. Ia să văd. Se înfundă nasul? Ce cu tine? Răcești de la tati? Și restul sunt tricouri cu 10 lei. De fapt, nu. 20 de lei. Dar de ce acolo 10 lei? A, ăsta a fost 10 lei. Da, imediat îl iau. Ăsta a fost 20 de lei. Ce frumos e. Ăsta a fost 10 lei. Ăla e al lui Selly. Cardul de jucărie. Care se aude, da. Și ăsta la tot 10 lei a fost. Îmi place foarte mult.
Și tricoul ăsta. Toate lucrurile care și le-a cumpărat astăzi îmi plac foarte mult. Îți dau, Leo, acum mergem la baie, da? Mergem să facem baie. Și... Chei filmulețul. Sunt dus să le fac baie și să ne băgăm și noi în pat. Sunt super obosită. V-am pupat cu mare drag. Pa, pa!